Faptele Apostolilor, capitolul 1, citim primele 11 versete. Veniți să ne ridicăm când dăm ascultare cuvântului lui Dumnezeu. Așa vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Teofile, în cea dintâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care îi alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci, apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea, Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi marturi în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Amin. Te rugăm, Doamne, proslăvește-ți numele în mijlocul poporului Tău și în dimineața aceasta. Vrem să înălțăm numele Tău pentru că ești vrednic. Te rugăm, călăuzește-ne în înțelegerea acestui cuvânt și în aplicarea lui în viețile noastre. Amin. Amin. Vă rog să vă așezați. Vreau să vă pun o întrebare înainte de a intra în miezul predicii din dimineața aceasta. Săptămâna trecută a fost o sărbătoare. Ce sărbătoare a fost săptămâna trecută? Înălțarea Domnului. Înălțarea Domnului, așa. Dumneavoastră știți, m-am uitat în toate calendarele care le am și niciunul din calendare nu-i trecută. Este trecut Crăciunul, sunt trecute Paștele, unele calendare trec chiar și Rusaliile. Dar înălțarea, ca și cum nu s-ar fi petrecut. Oare este un eveniment așa de puțin important? Oare trebuie să o trecem cu vederea? Sau are ceva important să ne spună cu privire la Domnul Iisus? Am petrecut mai bine de o jumătate de an uitându-ne la viața Domnului Iisus, la lucrarea Lui și astăzi ajungem la final și la punctul cel mai înalt. Pentru că este întoarcerea și glorificarea Domnului Iisus. Domnul Iisus n-a început și nu și-a început existența la nașterea în Betleem sau nici măcar atunci când a fost zămislit prin lucrarea specială a Duhului Sfânt. Ci Domnul Iisus este Dumnezeu Fiul, care din veșnicie este Dumnezeu și doar pentru o vreme a intrat în lumea noastră materială, așa cum o cunoaștem noi, și El a venit din cer, a fost pe pământ pentru o vreme și s-a întors înapoi la cer, s-a întors la Tatăl. Începutul lucrării de mântuire pe care Domnul Iisus a făcut-o pentru noi, îl găsim atunci când în sfatul Sfintei Treimi, Tatăl pune întrebarea, cine va merge pentru noi? Și Fiul spune, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule.
Și în sfatul Sfintei Treimi, Dumnezeu Fiul spune: eu voi merge și voi răscumpăra oamenii pentru ca să poată reveni la starea de părtășie. Acela a fost începutul lucrării. Și după aceea, îi spune la un moment dat, cuvântul s-a făcut trup. În mod miraculos, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu s-a atins de Fecioara Maria și Maria a născut un fiu. Dar zămislirea acestui copil a fost prin lucrarea specială a Duhului Sfânt și nu așa cum este zămislit orice alt copil care se naște în lumea aceasta. De ce a trebuit să fie zămislit într-un mod supranatural? Pentru că ce se naște în mod natural poartă în sine firea pământească care este înclinată înspre păcat. Și Dumnezeu Fiul se naște în mod supranatural, pentru că s-a născut fără o fire păcătoasă, fără o înclinație naturală înspre păcat. Și Duhul Sfânt a făcut lucrarea de zămislire și îngerul îi spune Mariei: Sfântul care se va naște din tine. Pentru că din momentul concepției, el a fost sfânt și în toată viața lui a fost sfânt. Nașterea în Betleem a fost coborârea din slavă în cel mai umil loc imaginabil. Nici măcar într-o casă, ci într-o peșteră care servea drept grajd pentru animale. Nu într-un loc plăcut și curat, și noi la Crăciun totdeauna pregătim acolo scena de Crăciun și e curat. Nu știu când ați fost ultima dată într-un grajd. Eu din când în când mă duc la țară, mai ajung și mai mă duc la rude și au grajduri, și când intri în grajd, nici nu miroase frumos și nici nu-i curat. Gândiți-vă la contrastul acesta extraordinar. Fiul lui Dumnezeu coboară din strălucirea cea mai extraordinară imaginabilă. Și când își deschide ochii, pruncul Iisus e în locul acela care-i murdar și care miroase și unde-s animale. Asta înseamnă smerire. Noi ne uităm cu admirație la cei care se duc misionari în țările subdezvoltate și lasă confortul Americii sau confortul României sau confortul altor țări și se duc în niște locuri care sunt sărace. În comparație cu coborârea Domnului Iisus în lumea noastră, sacrificiul pe care îl fac cei mai îndrăzneți dintre misionari e mic. Pentru că el a venit din slavă absolută în mizerie totală. Dar atunci când s-a născut la Betleem, a început drumul acesta lung care avea să-l ducă în cele din urmă la Calvar, dar și la înviere și apoi la înălțare. Mesajul pe care l-a adus Domnul Iisus a fost un mesaj al Harului. Toată viața lui a fost o viață de Har. În tot ce a făcut. Lucrul extraordinar cu privire la Domnul Iisus este că păcătoșii se simțeau confortabil în prezența lui. Asta e ciudat. Nu? Noi avem tendința pe cei care nu sunt ca și noi să-i facem să se simtă mai inconfortabili. În special când au păcate care sunt vizibile.
Păcate avem toți, dar cei mai mulți dintre noi avem grijă să le ascundem, să nu fie văzute. Au fost tineri aseară la locul acesta, la Gastonia, ca să aducă o rază de speranță în viața celor care sunt fără adăpost. Când te duci acolo, sunt oameni care, într-un fel, și-au distrus singur viața. Păcatul distruge. Domnul Iisus nu-i face pe oamenii aceștia să se simte inconfortabili. Pentru că El vine cu o dragoste atât de mare, cu atât de mult har, încât cel mai decăzut dintre oameni, chiar dacă vine în prezența Lui, nu se simte speriat, ci știe că acolo găsește har. Și, dragii mei, biserica trebuie să fie locul unde este har și noi să fim aceia care manifestăm și arătăm har în fiecare zi. Nu judecată, ci îndurare, binecuvântarea care ridică pe acela care e căzut. Și toată lucrarea Domnului Iisus a fost o lucrare a harului. Și ca și punct culminant acestei lucrări a harului, Domnul Iisus, Cel care a fost proclamat de Ioan ca fiind mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, într-o seară, împreună cu ucenicii, le spune: trebuie să mă duc. Toți veți găsi un prilej de potignire în mine, toți mă veți părăsi. Și au trecut doar câteva ore și toți l-au părăsit. Și singur, Domnul Iisus se duce ca să ia asupra Lui păcatul întregii omeniri. Crucea este locul unde voia lui Dumnezeu, care este să ridice, se întâlnește cu împotrivirea omului care nu vrea. Și acolo, pe cruce, Hristos își dă viața ca răscumpărare și ca jertfă pentru orice păcătos, pentru orice păcat. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii își dă viața ca să răscumpere pe toți oamenii. A fost disperare, a fost durere, dar a treia zi a înviat din morți. Au uitat ucenicii, au uitat femeile, au uitat prietenii promisiunea pe care le-a făcut-o în repetate rânduri, că Fiul omului trebuie să pătimească, dar după aceea să învieze. Dar El a înviat. Și a înviat ca și începătorul unei noi generații de oameni. În Adam, toți oamenii se nasc și se nasc cu o natură care este umană, o natură care este înclinată spre păcat. Am vorbit zilele trecute cu o verișoară din România și are o nepoțică, a împlinit un an de zile. Și îmi spune: te-am auzit vorbind de mai multe ori de firea păcătoasă pe care ai văzut-o că iese la iveală în nepoții tăi. Deci am văzut-o și eu acum în nepoțica mea. Cum poate un copil să fie atât de violent și să lovească pe cine îl iubește cel mai mult? O lovește pe mama și o lovește pe bunica. De ce? Pentru că adânc în noi este natura care este înclinată înspre păcat. Și Domnul Iisus Hristos, când învie, așa cum El a înviat, așa vor învia toți, un nou Adam, o rasă nouă de oameni, pentru ca toți să fie asemenea Lui.
Dar nu se termină la înviere, ci Domnul Iisus le-a dat ucenicilor săi o promisiune și a spus, trebuie să plec. Și ei s-au supărat. De ce vă întristați? Dacă nu mă duc eu, nu va veni Duhul Sfânt. Dar eu mă duc pentru ca să trimit Duhul Sfânt și să fie cu voi. Și după înviere, ne spune cuvântul, timp de 40 de zile a fost împreună cu ucenicii, li s-a arătat în repetate rânduri și după 40 de zile s-a înălțat la cer. A fost înălțat și restaurat în gloria pe care a avut-o de la început. Dar acele 40 de zile au fost 40 de zile extraordinare. Spune Luca, scriitorul Faptelor Apostolilor, spune Teofile, în cea dintâi carte a mea, am vorbit despre tot ce a început să facă Iisus și să învețe pe oameni de la început și până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a lăsese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile. Noi avem redate în Scripturi 10-11 arătări, dar sunt convins că au fost mai mult de 11, pentru că ne spune cuvântul aici, li s-a arătat deseori timp de 40 de zile. Imaginați-vă bucuria celor care l-au văzut. Ucenicii au fost cuprinși de disperare când Domnul Iisus Hristos a murit. Aduceți aminte discuția celor doi care mergeau spre Emaus? Păi noi trăgeam nădejde că El este acela. Uite, trei zile de când a fost omorât și totul s-a prăbușit. Și din adâncul acesta al disperărilor vine bucuria că Domnul e viu și este împreună cu ei. Și li se arată nu odată și nu de două și nu de trei ori, ci în repetate rânduri li se arată, pentru ca să aibă certitudinea că este într-adevăr viu, că nu este o imaginație a lor, nu este o nălucă, nu este o viziune. Nu există viziuni ca să le aibă un grup mare și toți să aibă aceeași viziune. Viziunile prin natura lor sunt subiective. Arătarea lui a fost obiectivă. Au putut să-l atingă, au putut să-l vadă, au putut să vorbească cu el și spune că timp de 40 de zile s-a întâlnit deseori cu ei și au vorbit despre cel mai important subiect pe care l-a avut el în toate predicile sale, împărăția lui Dumnezeu. Și a continuat să-i învețe despre împărăția lui Dumnezeu și s-a ridicat întrebarea lor, acum? Acum este momentul? În Evanghelia după Matei, de peste 50 de ori este menționată împărăția lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor. În Evanghelia lui Luca, de peste 30 de ori. A fost un subiect frecvent. Și Domnul Iisus a vrut să întipărească în mintea lor cât de importantă este împărăția lui Dumnezeu și cât de important este ca ei să fie parte din împărăția lui Dumnezeu. Ce este împărăția lui Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu este domnia lui Dumnezeu în viața credincioșilor. Stăpânirea, domnia lui Dumnezeu în viața credincioșilor. Când ne rugăm, vie împărăția ta, ce urmează după aceea? Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Ne rugăm și zicem, vie împărăția ta, adică fie stăpânirea ta în viețile noastre. Și Domnul Iisus le spune ucenicilor și spune celor care erau în jurul lui, împărăția nu este ceva ce să izbească privirile, ci împărăția deja este în mijlocul vostru și este înăuntrul vostru. Împărăția lui Dumnezeu este locul unde stăpânirea lui Dumnezeu este manifestată și caracterul lui Dumnezeu este manifestat în plenitudinea lui. Împărăția lui Dumnezeu e o împărăție de dreptate, de pace, de har, de îndurare, de bunătate, de dragoste.
Domnul Iisus, înainte să se înalțe la cer, le spune ucenicilor, iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Împărăția lui Dumnezeu înseamnă că deja de aici și de acum suntem cetățeni ai cerului. Apostolul Pavel spune, cetățenia noastră este, el avea cea mai importantă cetățenie din vremea aceea, omenește vorbind, cetățenia romană, care îi dădea drepturi speciale. Dar el spune, cetățenia noastră este în ceruri, pentru că de acolo îl așteptăm ca și mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Și când Domnul Iisus Hristos se înalță la cer, vedem acum o nouă dimensiune a împărăției. Hristos înălțat este Hristos care domnește pentru totdeauna asupra universului întreg. Nu mai este doar într-un loc, ci are autoritate și stăpânire asupra întregului univers. Fiind ucenicii cu Domnul Iisus, deci apostolii pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, ăsta-i timpul, acum ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și Domnul le spune, nu-i treaba voastră, nu-i preocuparea voastră principală să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Responsabilitatea voastră este alta. Nu speculațiile despre timpul și locul și felul venirii Domnului, ci preocuparea voastră principală trebuie să fie să fiți martori ai Domnului în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Responsabilitatea nu este să ne adâncim doar în niște studii esoterice, ci să ne preocupăm ca alții să cunoască puterea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat la începutul lucrării publice a Domnului Iisus? Atunci când a fost botezat Domnul Iisus de Ioan, s-a întâmplat ceva cu totul special. Ce anume? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a coborât și a fost manifestat în chip vizibil. Dar a venit ca să îl împuternicească în mod special pentru lucrarea pe care urma să o facă. Și după aceea a fost dus în pustie ca să fie ispitit. Dar a avut puterea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și Domnul Iisus le spune ucenicilor un lucru foarte important. Le spune, duceți-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului, al Duhului Sfânt, învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Dar le spune ceva. Așteptați. Așteptați. Nu mergeți în puterea voastră. Nu mergeți din inițiativa voastră. Așteptați până când veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Spune, voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Domnul Iisus și-a început lucrarea prin puterea Duhului Sfânt. Și le spune ucenicilor, așteptați ca și voi să începeți lucrarea prin puterea Duhului Sfânt. Și împuterniciți de Duhul Sfânt, aveau să pornească în lucrarea aceasta de a vesti Evanghelia Harului la toți oamenii. Că este iertare de păcate, că pacea cu Dumnezeu poate să fie restaurată. Evanghelia lui Luca se încheie cu prezentarea înălțării și aș vrea să vă citesc pentru că este o expresie semnificativă în pasajul acela. Dacă vă uitați în Luca 24, spune, el i-a dus afară spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat și pe când îi binecuvânta s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce i s-au închinat ei, s-au întors în Ierusalim cu o mare bucurie. Muntele Măslinilor este în afara Ierusalimului cât o zi de sabat. Asta e aproximativ un kilometru, ceva mai mult de jumătate de milă.
Și Domnul Iisus a ieșit împreună cu ucenicii acolo și Muntele Măslinilor este semnificativ, un loc unde au fost de multe ori împreună. Și acolo se înalță la cer din mijlocul lor. Nu ne dă Scriptura foarte multe detalii. Despre Ilie spune că a venit un car de foc. La Domnul Iisus spune doar, s-a înălțat la cer din mijlocul lor și un nor l-a acoperit și nu l-a mai văzut. Nu știu cum sunteți dumneavoastră cu despărțirile. Vă plac despărțirile? Probabil că nu. Așa, o am pe Mariana și Mariana când e despărțire plânge. Plânge așa, serios, nu... Despărțirile nu ne plac. Pentru că dacă pleacă cineva care ți-e drag, pierzi ceva. Când Domnul Iisus le-a spus ucenicilor în seara dinaintea patimilor că trebuie să plece, că va fi luat de la ei, spune, uitați-vă în Ioan 14, să nu vi se tulbure inima. De ce li s-a tulburat inima? Pentru că Domnul Iisus le-a spus că pleacă. Pentru că v-am spus că plec, întristarea va cuprinde sufletul. Și era o reacție normală. Uitați-vă la reacția lor acum. Luca spune, s-au întors la Ierusalim, cum? Cu o mare bucurie, o mare bucurie. De ce? De ce s-au întors la Ierusalim bucuroși când Domnul Iisus nu mai era cu ei? De ce s-au întors bucuroși? Pentru că l-au văzut înălțat în slavă. Pentru că rugăciunea pe care Domnul a făcut-o și pe care o găsim în Ioan 17, unde Domnul Iisus spune, Tată, dă-mi iarăși slava pe care o aveam la tine înainte să fie viacurile. Au știut că atunci s-a împlinit. Când norul acela l-a acoperit să nu-l mai vadă ei, a fost norul prezenței lui Dumnezeu și au știut că este înălțat în slavă. Au văzut slava lui și de aceea s-au bucurat. Domnul Iisus nu mai este acum pe cruce, nu este în mormânt, ci este în slavă, este înălțat. Și asta e poziția lui, poziție pe care vrea să o împărtășească și cu noi, prin răscumpărare, prin mântuire. Dacă vă uitați în Faptele Apostolului, în capitolul 7, vedeți acolo că atunci când Ștefan era pe punctul să fie omorât cu pietre de dușmanii lui, spune Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Acolo-i Domnul Iisus acum. Acolo este înălțat în slavă. Și acolo mijlocește pentru noi. Și acolo este marele preot care pentru noi în fiecare zi și în fiecare clipă mijlocește înaintea Tatălui. A venit din slava, coborât pentru o vreme în lumea noastră cu toate limitările ei. A fost din nou înălțat în slavă. Cel care este Domn al slavei s-a umilit, dar a fost înălțat iarăși în slavă. Spune Apostolul Pavel în Filipeni, în capitolul 2, începând cu versetul 5. Hristos n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și s-a dezbrăcat pe sine, luând chip de rob. La înfățișoare a fost găsit ca un om. S-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea. Și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult.
și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din cerul, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Orice limbă, dragii mei, este Iisus Hristos Domnul tău astăzi? Este El înălțat nu numai în slava lui Dumnezeu, ci înălțat în inima ta, așezat pe tron în inima ta? Ori de câte ori venim la masa Domnului, repetăm cuvintele pe care Domnul Iisus le-a spus ucenicilor. Și El a spus, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, spune Pavel, vestiți moartea Domnului până va veni El. Domnul Iisus spune, paharul acesta pe care îl beți este sângele meu, și spune apoi ceva, vă spun că nu voi mai bea din acest rod al viței, până când? Până în ziua când îl voi bea cu voi, împreună cu voi, nou, unde? În împărăția Tatălui meu. Când venim la masa Domnului, proclamăm înălțarea și glorificarea Domnului Iisus. Pentru că ne aducem aminte de ce a făcut. Ne uităm la elementele acestea, la azimă și la vin, și ne aducem aminte de ce s-a întâmplat deja. În prezent, noi comemorăm ce a făcut Domnul, dar în același timp anticipăm și așteptăm ziua în care vom bea rodul viței înnoit în prezența Lui. Dragii mei, vreau să trăim cu bucuria aceasta că Domnul Iisus Hristos acum este înălțat, că acum este Domn cu toată autoritatea, că acum mijlocește pentru noi, că acum ne spune tuturor, veniți la mine, voi care sunteți obosiți, care sunteți împovărați, veniți ca să vă dau odihnă. Jugul meu este bun, spune Domnul Iisus, sarcina mea este ușoară, dar trebuie să te pui sub autoritatea Lui. A fost înălțat pentru ca orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ să se plece înaintea Lui și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Ai proclamat lucrul acesta în viața ta, trăiești lucrul acesta în fiecare zi. Azi dimineață am citit o meditație de Tozer și aș vrea să vă redau câteva lucruri pe care le-a spus Tozer cu privire la stăpânirea lui Hristos în viețile noastre. Spunea el, creștinii au decis unde să pună crucea. Au făcut crucea obiectivă în loc să fie subiectivă. Au făcut crucea externă în loc să fie internă. Au făcut-o instituțională în loc să fie experiențială. Lucrul cumplit este că greșesc așa de mult pentru că pe jumătate au dreptate. Au dreptate să facă crucea obiectivă. A fost ceva obiectiv care a stat odată pe un deal cu un om murind pe ea, cel drept pentru cei nedrepți. Au dreptate să facă crucea un exterioară, pentru că pe crucea aceea Dumnezeu a îndeplinit un act juridic care pentru toate viacurile este valabil pentru toți oamenii. Dar unde greșesc este că nu văd că acea cruce este o cruce reală pentru tine și pentru mine. Este o cruce pentru fiecare dintre noi.
O cruce care este subiectivă, internă și experiențială. Este crucea experienței noastre lăuntrice. Atunci când crucea de pe deal a fost transformată prin harul miraculos al Duhului lui Dumnezeu în crucea care este în inimă, atunci începem să cunoaștem ceva din adevărata semnificație și devine pentru noi crucea puterii lui Dumnezeu. Nu ceva exterior, ceva care îmi însușesc, care devine foarte personal, este prezența lui Hristos în mine ca și Domn, ca și Stăpân. Și vreau să supunem, dragii mei, fiecare dintre noi, să supunem ființa noastră domniei stăpânirii Lui. Să ne apropiem de masa Domnului cu reverența aceea profundă, că ne apropiem de Domnul care El se apropie de noi. Haideți să ne apropiem așa. Hristos este înălțat. Orice genunchi se va pleca înaintea Lui. Orice limbă va mărturisi că Iisus Hristos este Domnul. Și eu vreau să fiu parte din mulțimea aceea care îl proclamă pe El Domn. Vrei să fii și tu? Proclamă-L pe Hristos Domn în ziua aceasta. Amin. Amin.